Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la Matinal. Iată că începem o nouă săptămână împreună și ne-am gândit de la prima ora a dimineții să ne informăm, pentru că Matinalul Dimineescu George aș propune două direcții concomitente: infotainment, informații și entertainment. Începem cu informațiile de la prima ora a dimineții, câteva știri oferite de colegii noștri pentru a rămâne conectați la prezent și la săptămâna care debutează azi. Chiar dacă sunt cunoscute ca fiind mai puțin îndemânatice la volan, femeile sunt din ce în ce mai încrezătoare în forțele lor. Perfect! Eu conduc de... am permis din 2008 și mă descurc foarte bine. Îmi place să conduc, asta e cel mai important, să-ți placă să conduci, să nu te pierzi și... Dar la început aveai emoții când te urcai la volan? Nu, n-am avut niciodată emoții pentru că mi-am dorit foarte tare să conduc. Dar când vine vorba despre traficul din capitală, se împotmolesc chiar și șoferii cu mai multă experiență. Eu stau pe Iuliu Maniu, ăla e cel mai aglomerat bulevard posibil. N-am văzut în viața mea bulevard mai aglomerat ca ăla. Și vă alegeți ore de înainte să plecați de acasă sau... Da, uite, băgăm Waze-ul să vedem pe unde le bagă, pe acolo, pe acolo, să ajungem mult mai repede. Sunt unii dintre bărbați care nu se descurcă bine, așa și femeile. Dar ai întâlnit în trafic femei care făceau greșeli sau neatente? Dar nu numai femei, poate să fie și bărbați care fac greșeli în trafic, mai mult bărbații decât femeile. Specialiștii spun că la volan atenția este la fel de importantă ca respectarea limitei de viteză. Conducătorul auto, partea masculină, încalcă de cele mai multe ori limita de viteză. Aceasta fiind și una dintre cauzele principale pentru producerea accidentelor. Tocmai de aceea accidentele în care sunt implicați bărbații sunt mult mai agresive. De altfel, la fel de important este să cunoaștem și starea tehnică a mașinii. Mașina este un cumul de factori, este un cumul de piese, de repere, cum se spune în termeni tehnici. Tocmai de aceea trebuie să știi ce conduci, trebuie să știi cum să conduci ceea ce conduci. Trebuie să știm din ceea ce este compus o mașină, trebuie să știm foarte bine sistemul de frânare, trebuie să știm foarte bine elementele de siguranță ale sistemului de frânare. Se spune că schimbarea uleiului nu este tocmai sarcina preferată a șoferilor. Studiul însă arată altceva. 52% dintre femeile care conduc spun că sunt în stare să completeze uleiul atunci când este nevoie. 45% dintre accidentele fatale au fost provocate de bărbații care au fost tentați să apese mai tare accelerația. În cazul femeilor, implicarea lor în accidentele grave este de 6 ori mai mică față de cea a bărbaților. Lacrimi de bucurie, așa a fost surprins Ion Nelu Gioroiu, numit de francezii Jojo, când a aflat că va avea în sfârșit un loc unde să doarmă și nu va mai fi nevoit să stea pe străzile din Franța. Sufletul său mare i-a oferit această șansă pentru că din puținul său el a dat și la alții. Deși el însuși nu avea niciun adăpost, Jojo a apelat la o fundație pentru a dona 150 de euro, bani pe care reușise să economisească după ce a vândut mai multe reviste. Impresionați de gestul său, membrii asociației au făcut totul public. Posibil ca le ajute. Deci ca ajute, creta de se fini, nu le mange. Oui, parce que tu comprends qu'est-ce que ça veut dire que de ne pas manger, de ne pas avoir où dormir et tout ça? Francezii nu au lăsat gestul său nerăsplătit și i-au găsit un loc de muncă stabil care îi garantează un venit decent, iar de curând i-au oferit și o casă. Emoțiile au fost uriașe pentru Jojo când a aflat. În fiecare dimineață îmi propun câte un exercițiu de recunoștință. În dimineața aceasta sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce am învățat aici la Metropola TV, inclusiv când vine vorba despre machiaj, pentru că nu știam foarte, foarte multe lucruri și am învățat multe lucruri aici. Și vă propun și vouă, dacă doriți să vă creșteți încrederea de sine, să descoperiți 15 trucuri despre machiaj pe care vi le prezintă în această dimineață Flavia Florea. Și bine ați revenit pe canalul meu. Bine, astăzi, din păcate, Vlad nu este cu mine pentru că este la muncă, ceea ce... O să fac un episod mai puțin amuzant, dar totuși o să fac un episod educativ. Așa că haideți să nu mai pierdem timpul și să începem. Ei bine, astăzi m-am gândit să fac un videoclip în care să vă povestesc despre niște lucruri pe care probabil nu știați despre machiaj. Dacă le știați, bravo vouă. Dar înainte de asta, nu uitați să-mi dați subscribe și also să apăsați acel clopoțel, pentru că acela de fapt și drept este butonul de subscribe adevărat. Am găsit o grămadă de chestiuni foarte interesante
de pe internet care într-adevăr se verifică pentru că le-am încercat și eu. Așa că vreau să vi le împărtășesc și vouă și sper să vă ajute. 1. Dacă ai rămas fără de machiaj, poți folosi uleiul de măsline pentru că este mult mai sănătos și hrănitor pentru piele, având vitamina A, K, D și E. Multe vitamine. Foarte multe vitamine. 2. Măștile negre, de fapt și de drept, sunt mai bune pentru iluminarea tenului, nu neapărat pentru scoaterea punctelor negre, cum sunt vândute peste tot, din păcate. Dar, în schimb, plasturii pentru puncte negre sunt foarte, foarte eficienți. Așa că mai bine dați banii pe niște plasturi de puncte negre decât pe niște măști minune negre, care nu fac nimic și mai mult deranjează. 3. Spray-ul de fixare al machiajului are proprietăți și de asemenea compoziția chimică destul de similară cu fixativul. Dar asta nu înseamnă că trebuie să vă dați cu fixativ pe față, evident. 4. Fondurile de ten pe bază de ulei sunt extraordinar de bune pentru tenul uscat, iar fondurile de ten pe bază de apă sunt foarte bune pentru tenul gras. În general, fondurile de ten pe bază de ulei se folosesc și pentru tenul normal și pentru tenul mixt, dar depinde de tendințe, dacă aveți tendințe spre îngrășare sau spre uscare. 5. Dacă îți pui iluminator pe ambele palme, aici, în exteriorul palmii interne, sună foarte dubios, dar da, poți aplica perfect iluminatorul, dar nu știu exact cum, dar poate așa, foarte fugitiv. 6. Poți folosi o lingură mai normală pentru a te ajuta să-ți faci eyelinerul. Respectiv, poți folosi coada așa ca să-ți faci coada externă și lingura în partea de sus ca să poți să-ți faci o codiță aici, care se ducă în sus, eventual. Înțelegeți voi ce vreau să spun, nu? Și altă chestie foarte interesantă, pe dos te vei vedea întotdeauna normal, în lingură, iar pe partea internă, invers. Pentru că știință. 7. Rozul din palmele tale este rozul perfect pentru blașul tău, pentru că exact așa ți iese sângele prin piele și așa s-ar vedea și în obraj dacă ar fi natural. Unii oameni au chestia asta, eu nu. 8. Dacă îți lingi buzele înainte să bei și ai un ruj care nu este rezistent la transfer, îl vei transforma în ruj rezistent la transfer, pentru că saliva o să acționeze ca un fel de barieră de protecție și nu o să se mai transfere pe pahar sau pe pai. Asta nu înseamnă că dacă te mozolești cu cineva, o să rămână intact persoana respectivă. Săruți, voiam să zic, dacă te săruți. 9. Dacă îți desenezi un hashtag la colțul extern al ochiului, cu un creion moale, evident, și îl blenduiești apoi, poți să faci un smokey. Foarte ușor. 10. Swatch-ul cel mai corect al rujurilor se face pe vârful degetelor, pentru că acesta este punctul cel mai apropiat coloristic cu buzele tale. Două petale. O să mă dau singură afară. 11. Dacă nu ai gel de sprâncene, poți folosi fixativul pe o periuță din asta, spulii. Așa vor și pisica în cadru, pentru că de ce nu? Și o să-ți reziste sprâncenele foarte bine cu fixativul. 12. Culoarea ta nude perfectă este cea a interiorului buzei de aici sau a mameloanelor sau sfârcuri. 13. Culoarea ta de concealer perfectă pentru tine este cea a interiorului antebrațului. Deci în momentul în care mai swatchiți next time fonduri de ten, gândiți-vă că ar trebui să fie concealer aici, nu fonduri de ten. 14. Dacă ți s-a uscat rimelul, poți folosi soluție salină sau soluție pentru lentile de contact pentru a-l revitaliza. Și 15 și ultimul punct de astăzi, dacă vrei ca rujul tău, care nu este rezistent la transfer și nu este durabil, să reziste mai mult, folosește un șervețel peste, iar apoi pudrezi cu o pudră translucentă peste șervețel sau chiar și direct peste ruj, or să reziste mult mai mult. Ei bine, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și vreți să vă mai fac astfel de videoclipuri educative în direcția machiajului, nu uitați să-mi dați un like. Also, pe mine mă puteți găsi și pe Instagram și pe Facebook. Și până data viitoare, nu uitați, dragii mei, always love makeup. Nici nu știu cum să o încadrez pe Flavia Florea, dacă a fost info, dacă a fost entertainment, cumva la jumătate, dar mergem către informații cu adevărat și ne informăm în această dimineață despre principalele afecțiuni la care suntem predispuși în acest sezon rece. Alături de mine în această dimineață se află doamna Daciana Toma, medic de familie și secretar al Societății Medicilor de Familie din București. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața! Cred că ar trebui să vin mai des, să fiu mai atentă sau să urmăresc mai des emisiunile dumneavoastră, pentru că mi-e clar că
sunt o grămadă de lucruri cu care sunt în urmă. Vis-a-vis de Flavia, da, nu? Din ceea ce povestea colega dumneavoastră, recunosc că n-am înțeles cam jumate, așa. Aici e deci cumva și un capriciu. Am de a mă pregăti. Aici e și un capriciu. Putem sau nu să ne machiem, dar să fim sănătoși nu e opțiune. Trebuie să fim sănătoși, să încercăm să ne protejăm. Și machiajul îți creează o stare de bine care îți influențează starea de sănătate. Deci inclusiv modul în care te ocupi tu cu exteriorul tău îți influențează starea de sănătate. Cu ce ne confruntăm în sezonul rece? La ce ar trebui să fim atenți, mai ales în acest context pandemic? Exact, pentru că vorbim de o situație absolut specială. Acest sezon ar fi caracterizat într-o perioadă obișnuită de infecții respiratorii. Este momentul în care încep infecțiile respiratorii și atunci ne gândim cum să le gestionăm. Majoritatea infecțiilor respiratorii sunt virale și atunci mergem pe, deci atunci când apar, mergem pe tratament simptomatic, picături de nas, paracetamol, dacă pacientul face febră foarte bine, intervenim, gestionăm acest lucru. Legat de tuse, aici este o foarte mare discuție și o foarte mare provocare, în sensul că trebuie să luăm, dacă pacientul tușește, trebuie să luăm exact, specific pentru ceea ce se întâmplă. Adică nu există un ăsta e medicament de tuse și gata. Nu, mă interesează ce fel de tuse e, ce o produce, ce produce tusea respectivă și să intervin. Acum, eu mă bucur că m-ați invitat și că putem vorbi despre ce se întâmplă în această perioadă, pentru că este chiar mai aparte decât anul trecut. Și de ce spun acest lucru? Anul trecut, cumva, era evident când simptomatologia pe care o descria un pacient cu COVID. Era cu febră mare, cu semne și simptome respiratorii, dar anul acesta foarte mult prezentările de COVID seamănă pur și simplu cu o infecție respiratorie banală. Și atunci semnalul de alarmă pe care trebuie să-l tragem este ca pacienții să intervină de la primele semne și simptome. Și ce ai de făcut de fapt? De la primele semne și simptome, încep să iei medicație simptomatică, paracetamol, ibuprofen, ce ai în casă, picături în nas, dacă ai nasul înfundat, iei vitamine, deși știți foarte bine că nu s-a adepta vitaminelor, dar că am mai discutat acest lucru, dar totuși, pentru că lucrurile încă nu sunt clare, nu-i bătut în cuie dacă de fapt aduc vreun beneficiu sau nu aduc niciunul, mai bine iei în această perioadă vitamine și noi recomandăm, eu recomand vitamina C, D, zinc, așa cum am văzut și la alții. Și în secunda 2 sun medicul de familie, sun la 112 pentru a fi testat. Deci trebuie să alegi o variantă pentru a fi testat oficial. Cumpărarea de teste și autotestare acasă te fac să pierzi timp care pot fi importanți. Pe de o parte, pentru că din ceea ce am observat, rezultatele la autotestare nu sunt, în mare măsură, nu sunt fidele. Deci am foarte multe rezultate fals negative. Pe de altă parte, nu te introduc în circuitul oficial de gestionare. Adică tu, în momentul în care tu nu ești recunoscut oficial pe Corona Forms ca fiind pacient pozitiv, nu intri în drepturile pe care le ai. Vorbim aici, de exemplu, de concediu medical și e foarte important acest lucru. De concediu medical, de certificatul acela de trecere prin boală. Un alt aspect extrem de important dacă amâni testarea este faptul că tu stai acasă, nu te testezi. Și am avut astfel de pacienți care m-au sunat după o săptămână de când au început simptomele, au făcut ei săraci ce au știut acasă, dar deja când m-au sunat lucrurile erau agravate. De multe ori sunt pacienții care au ajuns până la urmă, au avut nevoie de evaluare la spital. Așa că vă recomand tuturor să
interveniți de la primele simptome. În aceste vremuri, chiar m-a întrebat o pacientă, zice, dar cum fac diferența acum? Acum îmi dau seama dacă e o răceală obișnuită sau coronavirus. Nu îți dai nici seama nici cum, pur și simplu faci o testare și aia e. Este un context fericit acela în care pacientul rămâne în casă fiind simptomatic. De multe ori se întâmplă să tergiverseze lucrurile, chiar să iasă și să răspundească virusul. Așa că cel mai bine ar fi să acționăm deci așa nu, cum deci ați spus. Cum să zic, n-am adus asta în discuție pentru că a nu te gândi la ceilalți mi se pare un gest de irresponsabilitate. Să te duci că ai o mică răceală. Am avut o situație, eu întotdeauna când vin aici tot am câte o situație. În urmă cu vreo două săptămâni și m-am supărat foarte tare pe ei. O situație în care soacra își tratează, soacra farmacistă își vine cu ginerele și îmi spune, vreau să-i spuneți că e sănătos. Adică că n-are COVID. Zice, i-am făcut trei teste, e negativ, are, e în regulă, i-am dat tratamentul care trebuie, nici n-am mai intrat în amănunt, zice, e drept că n-are miros. Și am zis, băi, terminați cu tâmpenile. În secunda asta vă duceți și faceți testare. Ce Dumnezeu! Și bineînțeles că era pozitiv. Adică pacienția cel puțin, și mai era încă cineva pozitiv și soția respectivului era pozitivă de acum, adică cât de inconștient să fii, să bântui, știi, și să împrăștii împrejur. Lasă că acum există posibilitatea, și de fapt de mai multe luni, vaccinarea la centrele de vaccinare, vaccinarea, sunt foarte multe cabinete ale medicilor de familie care vaccinează. Totuși să vă faceți programare. Dar există și pacienți care sunt vaccinați și au COVID. Din experiență, acum cred că am, nu știu, între 30 sau 35 de pacienți pozitivi. Sunt o parte dintre ei vaccinați, dar ce pot să vă spun cu certitudine este faptul că cei care sunt vaccinați chiar trec fluierând prin boală. Adică varianta pe care o au, forma de boală pe care o au, chiar este o formă foarte ușoară. E foarte important că de la prima ora dimineții și de la începutul de săptămână am luat așa din pripă și am vorbit despre prevenție și despre cum să ne adresăm corect acestei probleme a sezonului pe care exact, îl traversăm. Și este, nu e numai o problemă a sezonului, e o problemă a comunității, e o problemă a țării de acum, din păcate. Vă mai așteptăm să mai dezbatem și alte probleme și sunt convinsă că avem ce discuta, nu doar despre contextul pandemic, sunt convinsă că mai sunt și alte afecțiuni pe care putem să le adresăm așa de dimineață ca să le reamintim celor de acasă să rămână în primul și în primul rând sănătoși. Mulțumim tare mult! Să ne ajute Dumnezeu să fim sănătoși și vă mulțumesc pentru invitație! Dacă vreți să completați rutina voastră cu ceva alimentație sănătoasă, vă invit să faceți o budincă de chia alături de Ana Cuzdrioreanu. Aceasta este rețeta noastră vedetă din această dimineață. Bun găsit! Ce nu știați despre mine este că sunt pasionată de tot ceea ce înseamnă show-uri de cooking, de rețete, de ingrediente, de plating. Stați puțin, nu gătesc eu! Am lângă mine specialiști. Astăzi, Ana Cuzdrioreanu. Bună! Bună, Mihaela, bine ai venit! Ce îmi pregătești astăzi? Pentru că cei de acasă, dacă nu știu, tu ești nutriționist. Exact. Și vreau să îi învăț și să te învăț și pe tine, că ai zis că și tu vrei să înlocuiești cumva zahărul. Da. Să-ți faci niște deserturi fără zahăr foarte rapide. De ce ingrediente avem nevoie și ce pregătim acum? Păi eu o să fac o budincă de chia. Teoretic această budincă se face de seara și trebuie să stai la frigider o noapte întreagă, dar o să te învăț un truc. Ha? Dacă pui la fiert laptele de cocos, în sens că folosesc doar lapte vegetal, laptele de cocos îl pui la fiert și începi să torni puțin câte puțin din semințele de chia și în timpul acesta amesteci, nu mai este nevoie să o pui de cusear. Și ți iese foarte repede. Bun. Îndulcim cu miere. Da. Punem și puțin esență de vanilie, după aceea decorăm cu fructe. Fructe care sunt preferatele fiecăruia. Păi haide să începem atunci. Thank you.
E aproape gata. Da, da, da. Doar că să nu uităm să punem mierea și esența de vanilie. Aici sunt. Am zis că ajut ca să învăț. Mierea. Nu o să o punem pe toată. Înțeles. O lingură de o vanilie. O lingură, exact. Și esența de vanilie. Da. Câteva picături. Exact. Bun. Și asta e tot. Și asta e tot, exact. Rapid, ușor, sănătos. Ei, trebuie să și decorăm rețeta. Facem un plating, așa, să mâncăm cu ochii. Așa, și acum hai să luăm ceva în care să punem. Da. Ia să vedem. Aș de zahăr. Da. Care este cel mai nesănătos lucru pentru organismul nostru. Am înțeles. Arată foarte bine, să știi. Și este și foarte bun. Bun și rapid. Exact. Și câteva fructe. Da. Eu am ales mango și afine, dar acum fiecare își alege ce dorește, ce îi place mai mult. Da, da, da. Foarte bine arată. Doar să ai grijă că e fierbinte. Am înțeles. Deci așa arată budinca, nu? Bine. Foarte bine arată. Sunt curioasă să vedem dacă ghicesc ingredientul vedetă. Ce simt eu cel mai pregnant aici? Hai să vedem. De atât de bun. Poți să-l primezi la pachet? Bineînțeles, normal, îți dai seama. Este delicios. Doamne, senzațional. Rapid, ușor, sănătos. Foarte gustos. Și gustos. Îți mulțumesc foarte mult, Ana. N-ai pentru ce, mi-a făcut plăcere. Am învățat o rețetă interesantă și rapidă. Deci mi-o pot pregăti și eu acasă. Perfect. Perfect. Sunt Mihaela Popescu și vă invit să rămâneți cu ochii pe mine. Ne revedem data viitoare cu o nouă rețetă. Poftă bună! Mi se pare o idee foarte ingenioasă așa pentru micul dejun. E foarte ușor de făcut și cred că puteți să combinați cu puțin sport așa de dimineață, tocmai ca să vă meargă și săptămâna și ziua foarte, foarte bine. Din lumea sportivă aflăm informații de la colegul meu Gabriel Maricescu de la Sport Total FM, pe care puteți să-l ascultați pe frecvența 105,8 FM. Eu nu prea știu ce s-a întâmplat în acest weekend, mărturisesc că nu sunt foarte bine informată și aștept informațiile de la el. Am înțeles că meciul vedetă a fost totuși CFR Cluj Rapid. Despre asta aș vrea să aflu mai multe. Bună dimineața, Gabriel! Bună dimineața! Te-aș completa apropo de sportul la început de zi, mai ales că e o săptămână în care nu va ploua, cel puțin până sâmbătă sau duminică, așa că e o veste bună pentru cei care și-au amânat, să spunem așa, sportul de dimineață în aer liber. De astăzi ei pot reveni la acest obicei extraordinar. Cât despre meciul de aseară, da, meciul jucat la Mioveni între Rapid și CFR a fost un meci, din fericire, fără incidente de arbitraj, așa cum am avut parte la alte dispute din această etapă. Din fericire pentru Rapid a venit primul succes după 5 partide în care giuleștenii culeseseră doar 2 puncte și din nefericire pentru Dan Petrescu, pauza asta de 2 săptămâni pare să că nu i-a folosit deloc, deși el era foarte optimist înaintea jocului, întrucât CFR nu doar că a pierdut meciul în fața Rapidului cu 2-0, dar nici măcar nu a putut emite pretenții la ceea ce s-a întâmplat pe teren și, cum spuneam, nota bene, n-au fost nici greșeli de arbitraj. Știți că de obicei Dan Petrescu se agață cam de orice scuză în a justifica evoluțiile sau rezultatele mai slabe. Ce se va întâmpla cu CFR la mijlocul săptămânii, pentru că vine meciul cu Alkmaar din Conference League, e greu de spus. Mobilizarea pe care o arăta echipa altădată în meciurile de
cupe europene pare să nu mai fie posibil anul ăsta, dar cine știe, poate se va întâmpla o minune, dar poate se va întâmpla așa o schimbare neașteptată cu care să ne surprindă Dan Petrescu pe toți la mijlocul săptămânii. Campionatul s-a strâns acolo la vârf, CFR-ul a pierdut, FCSB-ul a câștigat, Voluntari a câștigat din nou și este la egalitate cu FCSB la doar 6 puncte în spatele liderului. Ținând cont de rezultate, se poate spune că așa cum Botoșanul, de exemplu, era la un moment dat echipa cea mai în formă, acum Voluntari este echipa cea mai în formă pentru că are 6 victorii în campionat și una în Cupa României. Da? Sunt toate victorii consecutive, cum spuneam, în meciurile oficiale. Problemele continuă pentru Dinamo cu tot cu Mircea Rednic, iar etapa viitoare va fi un derby în Șoseaua Ștefan cel Mare între Dinamo și Rapid. Nu știu dacă s-ar fi jucat pe Arena Națională, chiar dacă stadionul n-ar fi fost folosit pentru concursul ăsta Dota care tocmai s-a încheiat, dar având în vedere restricțiile în ceea ce înseamnă numărul de spectatori și dacă vreți și costurile pe care le implică închirierea Arenei Naționale, vine aproape firesc ca meciul ăsta să se joace pe Arena Jin Șoseaua Ștefan cel Mare în seara zilei de sâmbătă. Cum spuneam, vine o săptămână de cupe europene la fotbal, dar vine și o săptămână în care o să ne uităm iarăși spre Simona Halep. Mai face Simona o încercare anul ăsta, penultima din acest an. O face la Moscova, ea va juca abia mâine cu o tânără sportivă din Rusia, Potapova se numește, și tot acolo va juca și Irina Bara, care deși a fost eliminată în ultimul tur al calificărilor pentru tablul principal, a prins un lucky loser, cum se intitulează în tenis, un bilet norocos și va fi totuși prezentă în primul tur al concursului. Alte două sportive din România nu vor juca în sală, ci unde e cald și bine și foarte frumos, în Tenerife. E vorba de Irina Begu și Jacqueline Cristian. Însă, trecând peste aceste turnee, ne gândim deja la săptămâna viitoare, când la Cluj va fi programat acest turneu WTA de doar 250 de puncte, dar cu o participare excepțională. Simona Halep, Garbine Muguruza, da, locul 5 mondial, Emma Răducanu, bine, ale noastre, Sorana, Gabi Ruse, dar și recenta câștigătoare, proaspăta câștigătoare de la Indian Wells, spanioloica Paula Badosa, acea care aseară a învins-o pe Victoria Azarenka. Să sperăm că nu va apărea ceva legat de sănătate, pauză, odihnă și, nu știu, și așa mai departe, sau chiar COVID în cazul acestor jucătoare, și ele cu toate vor fi prezente de săptămâna viitoare la Cluj, așa cum au fost ele anunțate și înscrise pe tabloul principal. Avem și o veste bună din handball, pentru că CSM București a câștigat meciul din Liga Campionilor jucat în Germania la Dortmund în fața Borussii, 25-22. A fost un meci echilibrat, un meci câștigat de echipa noastră în fața unei formații în formă, dar trebuie să admitem că nu mai are forța din anii trecuți CSM. E clar că o calificare în Final Four, din punctul de vedere al multora, ar fi un lucru neașteptat. Adică o ieșire din grupe în play-off, da, e la îndemână, dar o calificare în Final Four, la cum arată echipele din Liga Campionilor în momentul de față, că n-ar fi la îndemâna CSM-ului, dar nu pare foarte posibilă în momentul de față, la modul în care se exprimă echipa. Cam atât pentru astăzi, Georgia. Să ne bucurăm, cum spuneam, de zilele mai călduțe, așa, care vor veni după atâta și atâta ploaie în București. Toate bune! Îți mulțumim tare mult, Gabriel, atât pentru veștile din lumea sportivă, cât și pentru aceste date meteo pe care le-ai strecurat în informațiile pe care ni le-ai oferit. Într-adevăr, vremea va fi foarte frumoasă de miercuri încolo și pentru că încercăm să vă creăm o rutină așa dimineața, urmează să aflăm vești din lumea astrelor. Așa că rămâneți alături de noi pentru că urmează horoscopul zilei. Berbec.
Ești foarte sociabil și ți este ușor să te faci plăcut chiar și într-un cerc nou de oameni. Ziua de astăzi pare să fie una foarte bună pentru viața profesională. Ai ocazia să te ocupi de câteva negocieri profitabile pentru tine din punct de vedere financiar. Taur, ești foarte liniștit și reușești să iei cele mai bune decizii când vine vorba de cariera ta. Relația cu colegii de muncă și superiori este mai frumoasă ca oricând și primești susținere din partea acestora când vine vorba de proiectele de care vrei să te ocupi. Gemeni, după o perioadă mai aglomerată, hotărăști că este timpul să fii mai relaxat când vine vorba de viața profesională. În scurt timp va exista o schimbare majoră care te va ajuta să ajungi acolo unde îți dorești în carieră. Trebuie doar să ai răbdare. Rac, din cauza unui conflict cu unul dintre părinți, relația dintre tine și partenerul de cuplu pare să se răcească. Încearcă să fii mai înțelegător și să nu-ți vergi nervii pe persoana de lângă tine. O discuție sinceră te poate ajuta să rezolvi această situație. Leu, săptămâna începe cu o schimbare de planuri pentru tine. Din fericire, ești bine dispus și accepti aceste modificări fără nicio problemă. Reușești să te adaptezi cu ușurință noului program și chiar să te înțelegi foarte bine cu membrii echipei alături de care lucrezi. Fecioară, astăzi ești destul de irascibil și ți este dificil să te concentrezi asupra sarcinilor tale. În cazul în care vrei să ai parte de o zi liniștită, fără probleme, încearcă să stai departe de discuții serioase cu partenerii de afaceri. De asemenea, nu pune paie pe foc în relația cu partenerul de cuplu. Balanță. Astăzi ai parte de o zi destul de obișnuită la locul de muncă. Rămâi la sarcinile obișnuite și nu întâmpini nicio dificultate. După orele prânzului ești nevoit să faci un drum singur sau în compania partenerului de cuplu pentru a te ocupa de o problemă legală. Cu această ocazie te întâlnești și cu o persoană dragă. Scorpion. În această dimineață vei fi foarte ocupat cu o mulțime de treburi mărunte pe care nu ai reușit să le finalizezi în cursul săptămânii trecute. Din fericire, ești foarte încrezător și ai multă energie, iar acest lucru te va ajuta să duci până la capăt tot ce ți-ai propus. Trebuie să ai însă mai multă grijă de tine și să nu se epuizezi resursele foarte repede, pentru că vei avea o seară plină. Săgetător. Deși ești destul de preocupat de situația ta financiară, nu te grăbi să accepți prima ofertă care ți iese în cale. Ai puțină răbdare și lucrurile se vor rezolva aproape de la sine. În urmă cu ceva timp ai ajutat o persoană din familie, iar acum a venit momentul să-ți întoarcă favoarea. Chiar dacă ești tentat să speculezi, nu faci astăzi nicio tranzacție financiară. Capricorn, o rudă mai îndepărtată îți poate oferi un loc de muncă sau o colaborare în regim part-time. Nu te grăbi să accepți, analizează-ți foarte bine toate opțiunile și consultă-te cu familia sau cu partenerul de viață. Ai tendința să fii foarte visător astăzi și să-ți imaginezi tot soiul de scenarii, dar acest lucru nu se va dovedi a fi foarte productiv. Vărsător, astăzi ești nevoit să faci câteva schimbări neașteptate în proiectul de care te ocupi la locul de muncă. Aceste modificări îți vor aduce multe discuții și ședințe complicate cu partenerii, așa că trebuie să fii pregătit pentru ceea ce urmează. Din fericire, primești susținere din partea colegilor. Pești, încă de la primele ore ale dimineții încerci să te concentrezi asupra vieții profesionale. Ești nevoit să te ocupi de o problemă destul de dificilă. Totuși, înainte de a lua o decizie finală, încearcă să te consulți cu colegii de echipă și cu partenerii de afaceri. Seara va fi una mai liniștită. Aflăm în detaliu horoscopul zilei pe horoscop.cudica.ro și pentru că toată dimineața ne-am propus să vă oferim foarte multe informații, vă invit să rămâneți alături de noi, pentru că urmează acele informații, în acel stil care ne caracterizează aici la matinal, stil pe care îl aduce alături de noi în această dimineață Ileana Voicu-Ghinea la rubrica Revista Presei. Bună dimineața, Ileana, bine ai revenit! Bună dimineața, Georgia, bine te-am regăsit, mă auzi? Te aud foarte, foarte bine și pe această cale vreau să-ți urez să ai o săptămână rodnică. Mulțumesc, Doamne ajută! Ce mi-ai zis la horoscop? La berbec am zis de bine, să știi, este foarte, foarte bine, ai o zi foarte bună, ești relaxată, ești zâmbitoare, uite că te și văd, chiar se adeverește. Normal, păi dacă nu sunt, trebuie să fac în așa fel încât să fiu, că pe urmă stric zenul. Mamă, ce prostie era să zic. Am eu o vorbă. În fine. Da. Cum ești tu după weekend? Măi, eu sunt bine. Am avut un weekend așa de odihnă, de relaxare. N-am făcut mare lucru. Am mâncat, am ieșit în oraș, am mâncat, am dormit, am mâncat, am ieșit în oraș. Cam atât. Am înțeles. Ai mâncat. Da. Practic, și da. Eu. Și tu. Și practic și, da, și eu la fel. S-a închis la bret. Practic am mâncat-o pe toată, pe cât a făcut Bucureștiul ăsta în weekendul ăsta. Eu am mâncat toată pâinea. Și uite-mă aici cu gânduri de ce, cum să dau eu jos kilogramele săptămâna asta. Da, despre asta în altă ediție. Vorbim despre știri? Vorbim. Ia să-mi spui tu ce se întâmplă și ce ne-ai pregătit. Eu am înțeles că vorbim despre polițele RC așa, de la prima ora dimineții. Da, vorbim despre bani, pentru că scumpiri sunt prin toate domeniile.
Știm deja că electricitatea vorbim despre ea, vorbim despre benzină, care oricum nu prea este înțeleg. Uite-te că ajungem și la RCA. Polițele de asigurări au, prețul polițelor de asigurări a crescut. Eu gândul.ro ne povestește chestia asta și ne mai explică cum poți afla dacă ești considerat asigurat cu risc ridicat și trebuie să primești un cost mai mic. Tocmai asta spuneam, eu nu știu, habar nu am. Bine, eu nici nu știu unde se plătește, că îmi plătește jumătatea perfectă a vieții mele. Eu doar știu să dau din gură și pare că știu lucruri, dar nu știu nimic. Așa ca și mine, invit și pe telespectatori să intre pe gândul.ro și să vadă exact care este legea, care sunt cele mai ok firme, pentru că știm că a existat și un scandal în zona asta, sau suntem într-un scandal în zona asta în momentul ăsta. Așadar, intrăm pe gândul.ro și ne lămurim care este treaba cu RCA-ul, ce e important să afle telespectatorul de la noi, telespectatorii cât mai mulți, că s-au schimbat niște lucruri pe acolo și bine ar fi să se intereseze. Deci modificări cu RCA, scumpiri, vedeți pe unde sunteți și cum se aplică în cazul dumneavoastră. E posibil datorat contextului prin care trece City Insurance în această perioadă. Noi acum două săptămâni am dezbătut problema alături de avocata Oana Gherghina și ne-a spus că în principal piața s-a cam grăbit pentru că în realitate City Insurance nu a fost oficial declarat ca fiind în faliment. Așa că s-au scump... Nu. Asta m-a impresionat și pe mine, faptul că de fapt prețurile au crescut bazându-se pe o ipoteză, cum că City Insurance ar putea fi falimentar. Falimentară. S-a trezit cineva la un moment dat să zică hop și o să-i gardă. E interesant de analizat. Am înțeles că medicii mai nou ajung pe internet și trimit mesaje care sunt virale, de fapt. Da, este o mare problemă, să știi. Sunt tare curioasă. Este o mare problemă în toată nebunia asta a României, care este o țară care stă foarte, foarte prost la capitolul vaccinare și foarte, foarte bine la capitolul decese, din păcate. Uite că sunt tot felul de voci din zona asta medicală care ies. Mulți, din păcate, sunt și cei care transmit mesaje nu tocmai sănătoase, dar sunt pe de altă parte și alți medici care și-au asumat acest rol de lideri și de influenceri. Și da, dacă, știi cum e până la urmă, dacă social media este platforma în care noi putem să ne spunem toate și de o parte, hai să le spunem și pe alea de altă parte. Asta e. Important e să ajungem la oameni cu mesaje ok. Și intrăm pe gândul.ro și vedem o declarație pe care a dat-o medicul Gabriel Diaconu, psihiatrul, domnul doctor psihiatru este dumnealui. Gândul.ro cităm: dacă te știi cu hipertensiune și cu diabet, bine ar fi să te duci să te vaccinezi. E timpul să lămurim o dată pentru totdeauna o chestiune. Asta pentru că oamenilor le e frică, spaimă, îi terorizează la limită ideea de a se vaccina anticovid. De ce le este lor frică? De tromboze? Medicul susține că în a doua fază a bolii COVID, dintr-o infecție respiratorie, această infecție devine o boală a sângelui, lucru care poate duce la deces. Ce vrea domnul doctor să lămurească, de fapt, este că, da, COVID-ul, sau mă rog, patologia care se naște în urma infectării cu acest coronavirus, poate duce la tromboze. Vaccinul, pe de altă parte, nu. Pentru că au existat tot felul de voci, tot așa pe social media, acolo unde domnul doctor a ales să povestească, care spuneau că, vezi, Doamne, și în urma vaccinului te trezești cu tromboze și cu așa mai departe. Se pare că studiile, care sunt deja, mă rog, aproape un an de zile de studiu pe oameni care au făcut pe reali, ne arată că, de fapt, vaccinul nu produce tromboze. Cred că domnul doctor a fost posibil speriat și din cauza anunțului pe care Organizația Mondială a Sănătății l-a făcut. Și atunci a simțit să iasă în spațiu public să povestească. Ce ne anunță OMS? Avem o veste, avem musafiri. Adevărul.ro ne povestește că am ajuns să speriem lumea. OMS anunță că situația din România e devastatoare și că luni bagă autoritățile în ședință. Practic aflăm că o să avem o vizită venită de la OMS care dorește să vadă exact ce se întâmplă în România, cum au fost
desfășurat această campanie de comunicare a vaccinului, despre care eu am spus întotdeauna că a fost făcută cam până la piciorul broaștei, așa. Dar asta este, învățăm din păcate cu victime multe, dar învățăm, încercăm să vedem ce putem face ca să ajutăm România. E devastatoare situația. Primul pas o să fie o încercare de a-i vaccina pe toți cei care vor să se vaccineze. O să facem tot ce putem. Acum încercăm să găsim medicamente ca să le putem trimite în România. Mesajul este de Africa, așa, dacă mă întreb pe mine. Săracii de ăia mor de foame. Mor de vaccin, mor de... Nu e frumos ce se întâmplă, dar hai să ne trezim în ultimul moment, în ultimul ceas, cum e vorba pe românește. Cumva, cred că ar fi trebuit să ne așteptăm la această reacție din partea Organizației Mondiale a Sănătății după săptămâna trecută, când anunțai că Polonia ne trimite aparatură, iar Ungaria preia o parte dintre pacienții români bolnavi de coronavirus. Cumva a început să afle lumea că nu ne descurcăm. Da, o să vină și tăi mari să ne facă bine. Hai, doamnă! Legat de vaccinare, uite, eu am ales o cale destul de ușoară știind că nu mai există a doua, a treia, a cincea doză pentru vaccinul pe care l-am făcut, dar pentru cei care trebuie să efectueze și cea de-a treia doză, am înțeles că prioritatea au în primul și în primul rând vârstnicii și persoanele cu comorbidități. Da, și uite, fii atentă ce mi-a dat mie libertatea să văd azi noapte. Au surprins, habar n-am cum au ajuns în posesia acestei informații, probabil că de la un centru, de la centru de vaccinare, o bunică de 105 ani s-a vaccinat astăzi, adică ieri, cu a treia doză. Singura soluție să scăpăm e vaccinul, spune bătrânica. Ea mai declară că a fost îndrumată, sfătuită, trimisă la vaccin de către nepoată ei, care este medic și care asta i-a spus bunica. Am și imaginez bunica, singura cale de a scăpa de coronavirus este vaccinarea. Doamna Zoya Baltag, mamă ce nume de poveste are, tu vezi? În vârstă de 105 ani, a primit astăzi la Centrul de Vaccinare de la Palatul Național al Copiilor a treia doză de vaccin Pfizer-BioNTech împotriva COVID-19, au transmis reprezentanții CNACV. Uite că tot vorbeai de campania pro-vaccinare pe care o desfășoară autoritățile în această perioadă, uite că și-au găsit poate un simbol. Da, cam așa ar trebui să se întâmple. Știi cum e? Pe mine tot un om sau o poveste a fost cea care m-a convins să mă vaccinez. Pentru că recunosc că multă vreme am stat și am contrabalansat, pentru că fix din acest motiv nu am fost convinsă de felul în care s-a comunicat. Eu sunt unul dintre exemplele clare de oameni pe care poveștile oamenilor l-au convins să facă vaccinul. Așa că ar trebui într-adevăr să fim mai aproape, cum erau bunicii noștri, puterea exemplului uman folosea mai degrabă decât alte flonfleuri. Știi, când te gândești că are 105 ani și că timpul dumneei e atât de prețios și totuși ea a decis să meargă să se vaccineze, asta mi se pare... Asta este exemplu, știi? Exact. Despre asta e vorba. Despre asta e vorba. Și ar mai trebui să stăm de vorbă cu ea, să ne explice și cum a ajuns la acești 105 ani, că trebuie să fi pus acolo vreo rețetă. Trebuie să stea bine paciulea, niște lucruri de astea, boring pentru anii 2021. Povestește-mi, te rog, și despre știrea cu spray-urile pentru alpiniști, că am înțeles că iarăși facem confuzii. Băi, băiatule, ce mi s-a dat mie să văd în acest weekend, mi s-a dat să aflu că am început să ne tratăm de COVID acasă și să ne mai băgăm niște oxigen pe acolo, pe unde simțim noi că nu e bine. Asta cu am luat nivelul de oxigen, cum se numește, saturația de oxigen în timpul bolii, a fost o chestie pe care medicii ne-au sfătuit să o facem, să ne urmărim noi pe noi și în cazul în care vedem că saturația scade, mă rog, să ne ducem la medic. Însă, directorul medical al Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală, medicul Adrian Marinescu, atrage atenția asupra unui fenomen observat în rândul pacienților infectați cu coronavirus. Când ajung să aibă o concentrație scăzută de oxigen, unii dintre ei încep să folosească acasă concentratoare de oxigen
achiziționate din comerț sau prețuri, sau spray-uri cu oxigen destinate alpiniștilor. Nu facem asta! Medicul spune, este o capcană, ne informează news.ro. Nu facem asta pentru că ne omorâm noi pe noi. Nu ne apucăm, că acum că luăm un paracetamol, ok, l-am luat, că ne-a zis medicul, dar nu ne apucăm să ne facem noi tratament împotriva COVID pentru că nu e ce trebuie. Uite... E un protocol pe care să-l aplicăm așa, bună ziua, ne tratăm noi de nebun. Chiar acum câteva momente înainte de intervenția ta vorbeam cu doamna Daciana Toma, medic de familie, despre faptul că trebuie să intri în acel circuit în cazul în care prezinți simptome și să nu te tratezi doar acasă sau să te testezi doar acasă cu teste rapide. Ai nevoie de un test PCR care să certifice faptul că tu ești pozitiv. Ești pozitiv. Atunci, exact. Bine, eu am auzit din ce în ce mai mulți oameni care sunt pozitivi și pleacă brambura pe la niște servicii, pe la niște petreceri. Adică nu mai e o problemă. Faptul că mă simt... Băi, știi cum e și chestia asta, cum mă simt bine, că am început să o tratăm ca pe o răceală. E foarte bine că am început să facem forme ușoare noi ăștia care sunt vaccinați și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că noi umbrăm brambura pe coclauri, după ne-a ieșit testul acasă pozitiv și noi am plecat pe strase. Nu, tată, ne aplicăm protocolul ăla, 14 zile izolat, punct. Că nu o să scăpăm altfel. Plus că nu poți să faci lucrurile de capul tău. Ai nevoie, dacă se pune problema de COVID, să obții un concediu medical. Nu merge așa cu test rapid. Trebuie să intri fix în circuitul ăla și să respecti fix protocolul necesar. Nu mai încercăm acasă, știi, să cârpim situația. Asta cu testul rapid o facem acasă ca să fim siguri că fi, că n-o fi. E ok. Dar în momentul în care am văzut că e, uite, mie mi s-a întâmplat, am o cunoștință, a făcut două teste rapide, au ieșit pozitive, a făcut PCI, a fost negativ. A plecat omul înapoi la serviciu. Adică sunt și situații de genul ăsta. Hai să nu ne punem o patalama de medici pe creier, că nu se cade. În Germania ce se întâmplă? Că am înțeles că acolo lucrurile devin din ce în ce mai serioase din anumite puncte de vedere. Da, deosebire de România, unde se vorbește de certificatul verde, cum că ar fi implementat și în Italia, cred că deja este implementat, dar numai în anumite, valabil doar în anumite situații. În Germania lucrurile, cum sunt nemții, mai tranșanți așa, Click.ro ne anunță că în Germania nevaccinații nu mai au voie în supermarketurile germane. Chiar dacă, știi cum e, se pune discuția la noi că acest certificat verde nu va fi de folosit în magazinele esențiale. Aici intră farmacii, intră supermarketuri. Deci, practic, de acolo de unde ne putem cumpăra mâncare, medicamente și așa mai departe. Iată că Germania nu face rabat și implementează acest certificat verde sau validarea lui și în supermarketuri. Deci lucrurile, și cum e, băi, cu parul, tată, se rezolvă treaba. Cu parul, că altfel... Eu cred că tot despre o treabă nemțească e vorba la mijloc în această situație, pentru că vorbim de o rată de vaccinare total diferită în Germania. Mă gândesc că acolo, dorindu-și să fie perfecționiști, au zis, ok, mai avem 2-3 nevaccinați, hai să-i convingem. Exact, da, hai să-i băgăm și pe ăștia. Bă, na, știi cum e, până la urmă, dacă văzând și făcând și lucrurile sunt pe bune, acum știi cum e. Da, putem să gândim că mania persecuției, că peste 5 ani, că peste 10 ani, frate, dar până la urmă, cușca e important. Că om vedea că poate să-mi peici o cărămidă, că peste 5 ani și ia cătă ce am sărătos, să m-am dus eu dincolo, știi? Asta e, nu. Hai să facem și noi ce facă ea mai dăștepți în cap. Că spara fi mult. În continuare, oare se poate obține certificatul verde doar prin vaccinare sau doar prin trecerea prin boală? Știi că te întrebam eu la un moment dat dacă poate obține cu test PCR sau test antigen. Nu mai poate. Să știi că nu mi-am făcut temele. Nu ți-ai făcut temele. De chestia, nu. Dar mi le fac pentru mâine, îmi scriu pe frunte. Poate mă vezi mâine dimineață că apar așa cu mesaj aici. Dar un răspuns, da sau nu, știi, măcar atât să scrie. Da sau nu? Hai că mă interesez și revin mâine la tine cu o informație verificată din cel puțin 3 surse, așa cum am învățat eu la facultatea aia pe care am făcut-o la un moment dat. Chiar te rog că e foarte important să le amintim oamenilor, pentru că mie, sincer,
Mi s-ar părea normal să funcționeze și testele în acest context, tocmai că ele sunt cele care îți pun sau nu o etichetă. Căci și vaccinații pot trece prin această boală, așa că eu cred că e relevant să se obțină certificatul verde și cu testare. Așa că aștept informația ta verificată din trei surse, așa cum ai învățat la facultate, și ne revedem mâine dimineață. Vă pup de nu vă vedeți, vă mulțumesc că aveți răbdare cu mine și o fi mai bine când o fi. Doamne ajută, mulțumim tare mult, Ileana. Ne revedem cu Ileana mâine dimineață, dar până una alta vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim foarte repede pentru că matinalul abia a început. Relațiile de la locul de muncă pot deveni uneori tensionate. Pentru a afla cum pot fi aceste relații îmbunătățite, rămâneți alături de noi. Roxana Burnei, coach și facilitator organizațional, ne va spune mai multe imediat după pauză.